Orice rezultat e surprinzător, mai ales că... Bine, cel mai surprinzător rezultat cred că a fost Steaua cu Academica Clinceni, pentru că... Eu nu cred. Academica venea și după... De ce, Danuț? Bine, de tu ce la ce nu? Te referi? Nu ți se pare un rezultat surprinzător? Păi nu, deci Steaua are nevoie de Clinceni. Se compensează în privința unui pleu? Eu cred că un fotbal românesc la ora actuală pe echipele se mai ajută între ele. Mai există? Păi de ce? Păi câți jucători de la Steaua sunt la Clinceni? Foști jucători. Foști? Da. Păi nu foști. Actuali jucători care au jucat la Steaua și au jucat la Clinceni. Da. Sunt. Dar știi că au fost refuzați la un moment dat de cei de la FCSB, să nu-i supărăm pe cei de la Liga 3-a de la Armata. Da, refuzați. Într-adevăr, au fost refuzați jucătorii care erau puțin mai mulți. Adică Rusescu, Adi Popa... Mai jucătorii care erau Gardos, deja spre retragere. Tănase. Ei au fost, la un moment dat, au revenit, n-au dat randamentul dorit de, bine, de patroni, au fost alte echipe. Da, o să vezi că Steaua a făcut un lucru bun pentru ei. Și invers. Și invers, da. Eu cred că, dacă ne uităm puțin în clasament la ora actuală, în primele șase sunt trei echipe care este Clinceni, Sepsi... Uite, vedem clasamentul împreună. Și Botoșani. Deci, uite, Botoșani cu ultimele rezultate, două victorii consecutive, a ajuns pe locul 5. Erau mult mai departe, erau spre... Uite, Viitorul, da, Dinamo, echipa Astra, care până acum un an, doi, se băteau acolo. Uite-le că sunt foarte jos în clasa mea. Dar să știi că la Clinceni e o situație foarte stabilă și sunt un grup de oameni care conduc, un grup de oameni tineri. Are grupul are grupul de jucători foarte, foarte ok. Iar rezultatele i-a dus acolo, că până la urmă a bătut și cu Craiova Clinceni. Și Liepa, dar să spun că rezultatul a fost surprinzător prin prisma faptului că cu o etapă înainte i-au pierdut cu Utacasa. A fost un meci care, am fost și eu prezent la acel meci, a fost un meci care, dacă te uiți la rezultat, spui că a dominat UTA și a câștigat lejer, dar cine a văzut meciul, asta cu totul. Dar mai există echipe care îți domine? Joadea nu prea, n-am mai văzut. Mai există, da. Păi, ne-am uitat la Dinamo Steaua, da? Care, dacă o luăm așa după clasament și după jucător, trebuia să îi domine. Și vezi că au fost la o secundă să după cum a început, Danuț, după cum a început meciul, a marcat Tănase în minutul 90, în fine, 9. Ți-a lăsat impresia startul de meci că o să se joace în același... Da, dar ușor, ușor și-au revenit. Și-au avut ocazie mare. Și-au avut în ultimul minut, dacă dă gol, Dinamo 1-1. Da. Poate să mai zică cineva că i-a dominat Steaua? Într-adevăr, au avut foarte multe ocazii, da. Fotbalul se joacă pe gol, nu pe ocazii. Derbiurile mereu sunt frumoase, indiferent de situația din clasament a celor două echipe. Și la Steaua, eu cred că la Steaua totuși acești copii încă nu sunt cruzi. Și de aceea au oscilațiile astea în rezultate. Pentru că ei pot să facă un meci două bune și după aia te aștept să aibă și... Cum au făcut Clinceni, un meci. Da. Ei cred că cel mai... Eu nu cred că mai există în România acum ca să fie un meci. Dar așa? Nu poți să intri. Păi nu poți să intri, dar nu-ți investiar să spui la jucători la nivelul ăsta. Da, și înainte se spunea? Să mai spune. De ce? Că am prins și noi timpurile. După cum rămânea ușa de la vestiar deschisă, între deschisă, știai că... Da. Păi vrei să spun ceva? Nu, dar oricum... Dar de unde ești? Poate jucătorii au gândit pentru ei. Că asta poate să gândească și jucători. Da, pare. Nu. Oricum e un campionat frumos anul ăsta, mai ales și la play-off și la play-out.